Freddy Krueger 21. Dresaj extrem. De însut câinelui de pe masă bifat. Mănâncă prânzul lui John bifat. Sfâșie perdele noi! Bifat! Prea bine! Asta a fost tot pe lista mea cu lucruri de făcut. Poftim, trimite-ți-l, vă rog. În caz că te întrebi, tocmai i-am trimis DVD-ul, acela cu purtarea ta urâtă, doctorului Șfichiuilă. Nu doctorului Șfichiuilă! Aș vrea să mă uit la un joc caragios în care protagoniștii să fie oameni îmbrăcați în găini uriașe. Nici nu-mi pasă ce vrei să vezi tu, Garfield, o să ne uităm la doctorul Șfichiuilă. Eu m-am specializat în a le învăța pe animale să asculte, mai ales pisicile care nu știu să se poarte, care sunt leneșe, nepoliticoase și imposibile. Am auzit că există astfel de pisici. Ieri la emisiunea noastră v-am arătat una din pisicile cele mai nepoliticoase din câte am întâlnit în viața mea. Priviți câteva imagini să vedeți cum era Kitty Kins. Hey, un individ pe placul meu? De fapt, Kitty Kins pare chiar familiar. De atunci l-am inclus pe Kitty Kins în programul meu care nu dă greș, care îl va face garantat să asculte. Uitați cum s-a schimbat. Kitty Kins, vrei să fugărești pasărea asta? Nu. Bravo! 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 Ce schimbare! După cum vedeți, vă puteți instrui animalul neascultător cu ajutorul liniei mele de DVD-uri, casete, cărți, hrană pentru animale, ustensile. Nu-ți fă griji, Garfield, nu voi comanda echipamentul ăla scump. Bine, preț de un minut am crezut că... Intrați, e deschis! John, doar n-ai făcut asta, n-ai îndrăznit. Ai făcut-o. Hai cu mine, motănel. Adio, Odin. Mă voi întoarce. Dar e posibil să nu mai fiu eu la întoarcere. John, cum de mi-ai putut face asta? Bună dimineața, motanule! Dacă o să faci cum ți se spune, o să terminăm repede. După câteva ore de instruire, vei fi o pisică domestică, docilă, asemenea lui Kitty Kins. De ce mi se pare că acest Kitty Kins are un aer atât de familiar? Prima metodă de instruire, camera de sunet. Îți va reda un semnal de avertizare dacă o să te comporți urât. Poartă-te frumos. Nu te scărbina. Se spune. Poartă-te frumos. O să mă întorc peste o oră. Nu. Nu te purta urât cu cățeluș. Prea bine, a trecut o oră. Grozav, am început bine. Asta o să te dezvețe de obiceiul tău atroce de a-i da jos de pe masă pe cățeluș.
De câte ori îl vei da jos pe cățelușul robot, încearcă să vezi ce se va întâmpla. A fost ușor. N-am să stau cu brațele încrucișate. Știu exact cum te simți, amice. Iar acum e timpul să mâncăm. Cum se face că am impresia că e prima dată în viața mea când nu o să-mi placă asta? Mâncarea ta e acolo. Pastile uscate pentru pisici cu aromă de spumă de polistiren. Iar acolo e cina mea. Costițe cu piure de cartofi și sos de friptură, cremă de porumb, iar la desert plăcintă cu mere. Oh, delicios! De două ori delicios! Trebuie să mănânci mâncarea ta, nu mâncarea mea. Știi ce se va întâmpla dacă vei încerca să mănânci mâncarea? Așa este. Dacă atentezi la mâncarea mea, un seif uriaș va cădea pe tine. Am remarcat. Așadar, fă alegerea corectă. Motanule, ori de câte ori vei întinde lapa după costițe, seiful va cădea. Chiar nu-ți dai seama. Atunci, de ce tot întinzi lăbuța după ea? Pentru că este exact cum îmi doresc, mediu spre sânge. Acum ai absolvit programul. Așa se face că am supraviețuit. Te vei comporta perfect în timpul emisiunii, peste o oră. A fost îngrozitor, chiar mai rău decât îngrozitor. Ar fi fost mai bine dacă ar fi fost îngrozitor. Salut, Garfield. Salut, Kittykins. Hei, cum de-mi știi numele, Kittykins? Stai așa. Ești Harry, motanul din vecin. Ăsta-s eu. De ce te prefaci că ești un motan domesticit pe nume Kittykins? Ești la fel de rău ca mine. Ăsta e locul meu de muncă. Mă prefac a fi rezultatul de succes al instruirii doctorului Șfichiuilă și în fiecare zi el îmi dă greutatea mea în ton. Își permite asta? Glumești, știi câți bani face individul de pe urma lecțiilor alea aiurite? Cât face? De ajuns cât să-ți dea greutatea ta în ton. Oh, ar fi nevoie de mult ton. Da, cântă-i în strună, ajută-l să vândă și vei putea obține slujba asta grozavă. Ce să aleg? Greutatea mea în ton zilnic sau integritatea mea? Oh, deciziile astea morale sunt grele. Iar acum, cel mai renumit instructor pe probleme de animale de companie, Dr. Șfichiuilă. Bravo! Mulțumesc! Azi veți vedea rezultatele marii mele provocări. Cea mai nepoliticoasă pisică din câte am văzut, Garfield! Bravo! L-am inclus în programul de domesticire extremă. Acum, iată rezultatele. Garfield? Garfield, ai cumva vreo dorință de a-i trata urât pe cățeluși? Ai cumva vreo dorință de a fura mâncare sau de a sfâșia perdelele? Motanul ăla se poartă atât de frumos. Să comandăm DVD-urile, casetele și cărțile doctorului. Dar n-avem pisică, dragă. Foarte bine, Garfield. Acum, spune-mi, ai vrea să faci ceva? Da, asta. Prinde-ți-l! Cobor! Pisica aia nu se comportă frumos. Doctorul Șfichiuilă o instruise să nu facă așa ceva. Scuze, doamnelor și domnilor, trebuie să mă duc să mă ocup de probleme. Te-am prins!
Zbate-te cât vrei, nu scapi așa de ușor. Aici era motanul care vrea să-mi distrugă afacerea. Cine? Eu? Care mă comport atât de frumos? Dar n-o să-ți meargă. Publicul e prea nerot ca să se prindă. Și ce dacă programul meu nu e eficient? Încă îmi trimit tone de bani. Ce neghiobi! Am un spectacol pe cinste, iar tu n-o să mă oprești. Doctor Șfichiuilă, v-au auzit la televiziune. Nu mă aude nimeni. Mi-am lăsat microfonul pe scenă. Pot... Mai aveți ceva de spus telespectatorilor noștri, doctore? Tu, obraznicule! Îmi duc motanul acasă, mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru lecții, doctore! Doctore, telefoanele s-au blocat. Clienții anulează comenzile și cer banii înapoi. De ce nu l-ai învățat pe motan cum să se poarte? Asta am și făcut. Din nefericire, așa se poartă el în mod natural. Garfield, vreau să-ți spun că îmi pare foarte rău că te-am trimis la doctorul ăla. Aș spune că încă 8 scuze vor fi suficiente. Odi, sunt acasă și sunt încă eu. Doctor Șfichiuilă nu m-aș fi cuit să ajung cum a vrut el. Oh, că tot veni vorba, e ora emisiunii lui. Emisiunea doctorului Șfichiuilă, care se difuza la această oră, nu va mai fi transmisă. Wow, mai bine de atât nu se putea. Dar rămâneți pe recepție, vom urmări un joc caragios în care oamenii vor fi îmbrăcați în găini uriașe. Am greșit, se poate și mai bine.